În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită și eroi lui aproape de inima ta. Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții. Ce moment din sport te-a emoționat? Cel mai mare, cel mai emoționant moment trăit de mine ca suporter a fost, desigur, câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua București în 1986. Mai ales ca stelist, nu doar ca român, a fost un vârf pentru orice suporter, aș zice eu. Steaua București în 1986 a câștigat suprema competiție în fotbal, Liga Campionilor de acum. Eram în armată și a fost o nebunie, mi-aduc aminte, în curtea cazării, după meci. Ce sport practici? Îmi place sportul, mi-a plăcut dintotdeauna, așa că am ținut să-l și practic, nu doar să stau pe margine, să fiu jucător, nu spectator. Deci joc fotbal, joc tenis cu prietenii, de când mă știu practic, prietenii s-au mai schimbat, dar joaca a rămas. Am făcut basket în școala generală, în liceu am jucat mult tenis de masă, apoi în facultate badminton. Am alergat la crossuri pe stradă, în pădure, pe munte, 10-20 de kilometri. Cam am făcut de toate în sport și continui să fac, chiar dacă uneori mă mai accidentez și în momentul de față resimt o întorsă la un picior în urma unui joc de fotbal, în urma unui contact, dar îmi place la nebunie sportul și să-l joc, nu doar să-l urmăresc din fața televizorului. Sportivul român pe care îl admiri? Dacă ar fi să numesc un singur sportiv român preferat pe care îl admir enorm, îl venerez practic, este Ivan Pațaichin. Peste tot. Nu doar ca un mare campion, ci și ca om. Toți cei care l-au cunoscut, și eu am avut această onoare, au apreciat și caracterul său dincolo de performanța sportivă. Apoi vin foarte mulți sportivi pe care îi iubesc și respect. Nu știu, începând cu Gică Hagi, fost mare fotbalist, și colegii săi din perioada de glorie de la Steaua București. Care e amintirea ta preferată legată de sport? Cel mai intens moment pe care l-am trăit în plan sportiv a fost participarea la o cursă de 20 de kilometri pe asfalt în București, la prima cursă de 20 de kilometri. Alergasem doar curse de 10 km la maratoane sau semi-maratoane, cum le numim noi pe competițiile acestea, și am zis că nu o fi mare lucru să mă bag și la 20 de km, fără să fac antrenament suplimentar. Și vreau să spun că pe final, am dus la sfârșit cursa, că nu mă las așa ușor, doar am mărturisit că sunt sportiv, pe final era aproape să leșin, să învârtea totul cu mine pe ultimii metri și am ajuns epuizat, dar victorios, nu? Că am trecut linia de sosire. Acela a fost cel mai intens și mai dur moment din sport pe care l-am trăit. Ce le spune românilor ca să facă sport? Este important să dezvoltăm sportul. Asta este deasupra oricărui dubiu. Este vital, este esențial. Și le-aș spune tuturor care ne urmăresc, dragilor, faceți sport. Orice ați întreprinde, orice ați îndrăgi în viață, nu uitați de sport. Faceți mișcare, este cea mai bună profilaxie împotriva deteriorării sănătății, dar mi-aș permite și o notă personală, faceți mișcare în sporturi de echipă, pentru că ajută nu doar fizic, ci și psihic. Vezi interviul integral pe paginile noastre de socializare. Jocurile Olimpice Paris 2024 se văd din 26 iulie la Televiziunea Română.